Exportul unei francize se realizează fie prin eforturile unui master francizat sau francizat, fie prin extindere directă, situație în care francizorul deschide și operează pe propria sa cheltuială unitate francizată, fie prin asociere în participațiune, situație în care francizorul se asociază cu francizatul. Înainte de a se decide asupra uneia sau alteia din modalitățile descrise anterior, francizorul responsabil trebuie să întocmească în mod imperativ un studiu de piață. Acesta va releva cât de fezabilă este franciza în zona geografică respectivă, dacă are sau nu competitori și în situația în care aceștia există, cât sunt de profitabili, care este segmentul demografic căruia îi se adresează acea franciză și cât de dezvoltat este acesta, care sunt costurile legate cu operarea francizei, adică taxe și chirii, impozite locale, care este nivelul salarizării. Găsirea unui master francizat sau francizat se poate realiza prin două căi, fie prin solicitarea directă a acestuia, fie prin metode specifice ale francizorului. Solicitarea directă implică practic faptul că francizatul sau viitorul francizat solicită francizorului să deschidă și să opereze o unitate francizată în acea zonă geografică, pe când cea de-a doua cale, francizorul alege să găsească pe cont propriu partenerul ideal în zona respectivă sau în țara respectivă. Adică el poate participa la târguri și expoziții, să vadă ce impact are franciza sa asupra consumatorului final și dacă poate să-și găsească în mod direct parteneri. Se poate adresa asociațiilor de franciză din țara respectivă pentru suport sau poate apela la sprijinul unor consultanți de specialitate. Avantaj. Master francizatul sau francizatul este un bun cunoscător al pieței respective locale. El se va ocupa de găsirea unui spațiu corespunzător pentru funcționarea și operarea respectivei francize. Toate costurile de chirie, de amenajare, de aprovizionare cu materii prime, de salarizare, de taxe și impozite locale vor cădea în grija sa. În plus, francizatul sau master francizatul va plăti o taxă către francizor, de regulă taxa de intrare în rețea sau taxa de master franciză, plus anumite costuri de marketing. Ca dezavantaj, este posibil, de exemplu, ca acest partener, fie că este master francizat, fie că este francizat, să nu opereze corespunzător unitatea francizată și să nu aducă profitul scontat fie de el, fie de către francizor. Extinderea directă presupune faptul că francizorul, pe cheltuiala și eforturile sale, deschide o unitate francizată într-un teritoriu pe care el practic nu îl cunoaște. Neștiind, nefiind familiarizat deci cu specificitățile și cu problemele pieței respective, este posibil ca francizorul să nu facă cea mai bună alegere în selectarea locației cele mai bune, să nu angajeze cel mai bun personal, să nu-și adapteze franciza la cerințele legislației respective, să nu obțină toate aprobările și așa mai departe. Singurul avantaj pe care îl putem prezenta este acela că franciza va fi manageriată de reprezentantul francizorului, care se presupune că știe acea afacere de la A la Z. Asocierea francizor-francizat pare o situație de compromis, care însă pornește sub auspicii favorabile încă de la început. Și anume, pe de-o parte avem reprezentantul francizorului, care cunoaște foarte bine afacerea din interior, și pe de altă parte este cineva care este foarte familiarizat cu subtilitățile pieței respective, și anume francizatul. În acest tip de asociere se împart atât cheltuielile, cât și grijile, ca să spunem așa, cele două părți luând de comun acord măsuri menite să conducă la realizarea de profituri. Ce-i drept, și nivelul de câștig se împarte la doi, dar și nivelul riscurilor este mult mai mic. Indiferent de metoda aleasă, unitatea francizată trebuie să funcționeze în deplină concordanță cu legislația țării respective, cu religia, dacă este cazul să fie atenți la interdicțiile de natură religioasă, dar și cu nivelul de trai. Prețurile serviciilor și produselor trebuie să fie perfect adaptate segmentului demografic căruia se adresează respectiva franciză. Pe de altă parte, contractul de franciză trebuie să fie încheiat pe o durată suficient de mare, astfel încât să permită realizarea de profit. În situația în care francizorul își exportă brandul, dar nu și-a înregistrat și protejat la nivel internațional marca,
Este absolut imperativ necesar ca el să se ducă la oficiul de stat pentru invenții și mărci din țara respectivă și să-și realizeze protecția măcar în țara aceea. Nu este ușor să exporți o franciză, dar dacă procesul este realizat în mod corespunzător, efectele sale vor fi pozitive și benefice pentru întreaga rețea, prin aceea că se întărește reputația, crește numărul membrilor din rețeaua respectivă, dar se și generează profituri mult mai mari. Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați www.francizor.ro.